Salutare, băieți! Astăzi revenim cu un videoclip în care vă prezint o mică achiziție. Și pe aceasta o aveam în curte, dar era puțin mai veche. După cum vedeți, am tractorul, vedeți în față. O să vedeți și în videoclip despre ce este vorba. Este legat de tractor. Să vă arăt să nu mai stăm pe gânduri. 3, 2, 1 și... Plug de mat Craiova PP430. Aveam și noi în curte, dar al nostru, știți, era modelul al vechi, cu axul de aici, cel care nu se pot schimba capetele. Cel din magazin care este acum, aici este puțin mai subțire, este axul mai subțire și mie în jucare dacă îl schimbam. Mai mult am luat pentru roata plină, pentru că nu se mai fundă roata, și pentru discul tăietor. Plugul este fabricat în 2000, scrie ce-i plăcuță, an 2000. Ce trebuie să-i schimb eu sunt fiarele uzate. Plazurile sunt ale lui originale. Plazurile și trebuie să-i mai schimb și șurubul de forfecare, are niște șuruburi simple, nu șuruburi, nu sunt șuruburile lui. Sunt niște șuruburi mai subțiri ca să-l forfece repede. Are și bala pentru grapă. Aceasta trebuie să tai o asta, că a pus-o cel care a avut înainte la noi de la un bătrân. I-ați dat această plăcuță ca să nu se mai îndoaie. Dar eu am și eu acasă, nu se pune mine, dacă vreau pot să pun și pe a mea. Lant original de grapă. Pietre de curmană, doar ce au fost schimbate de cel care l-a avut înainte. Fiarele, v-am spus, trebuie să iau alte fiare. I-am făcut și o probă, o să vă pun o secvență, nu ceva au reușit, dar o să vă pun și o secvență cu el în brazdă, dar la noi este și ud. N-am reușit să pot să-l bag bine în brazdă, deci a fost ud. Contă ce n-ați umară la el, e un plug, l-ați văzut. Am mai avut ceva, așa ceva în curte. Aici cred că o să trebuia să băga niște vaselină. O să văd eu cu ce are aici, vaselină sau ulei. V-am spus roata plină, pe mult pentru roata plină și un discul tăietor l-am luat. Bara pentru greapă aveam și eu la al meu. Și al meu avea bârsele acelea simple, tăiate la plasmă, cum spuneau unii, sau au fost unele și făcute de fabrică, dar acestea sunt cele turnate, cele de fontă. O să folosesc și discul la el, dar la coaste. Discul acesta tăietor ajută la coaste, pentru că taie brazda și nu mai trage tractorul greu la coaste de el. Eu așa am înțeles că pentru asta se folosea. Unul dintre cele două care le aveam o să vindem unul dintre ele, dar încă nu știu pe care o să-l dau. Și cam atât. Decât fiarele, o să trebuia să se schimb și ultimul plaz. E uzat aici, nu-mi place cum e uzat, e mâncat și nu e nici el. Cel cu cioc. Este cel simplu, cel drept. Cam atâta. Acum în primăvară o să mă băgăm și la treabă, că mai am la cineva de arat. Și o să vedeți și la brază. V-am salutat!